Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorombac și vă prezint știrile publica.md. O delegație oficială din Republica Belarus, în frunte cu prim-ministrul Andrei Kobeakov, efectuează o vizită de lucru la Chișinău. Ieri, șeful guvernului de la Minsk s-a întâlnit cu omologul său moldovean, Pavel Filip. Demnitarii au discutat despre relațiile comerciale, dar și despre posibilitatea încurajării investițiilor reciproce în diverse domenii. Oficialul străin a participat și la deschiderea Centrului de Cultură Belarusă. Mai multe familii din Durlești au rămas noaptea trecută fără apă. O țeavă s-a spart și a provocat o adevărată fântână arteziană pe strada Chimiștilor. Locatarii blocurilor afectate acuză furnizorul de neglijență și se plâng că nu este prima oară când li se întâmplă așa ceva. Doi oameni au fost loviți ieri de un camion pe o trecere de pietoni din orașul Cimișlia. Este vorba despre o femeie care a murit pe loc și un bărbat care a supraviețuit, dar care este internat cu răni grave la spitalul raional. Potrivit poliției locale, pietonii traversau strada regulamentar. Cei 25 de ani de independență a Republicii Moldova au fost marcați de mai multe provocări, iar depășirea lor a necesitat timp și efort. Acum țara noastră are un obiectiv bine definit, cel de integrare europeană. Declarația aparține președintului Parlamentului, Adrian Candu, și a fost făcută în cadrul unei recepții la Washington. Șeful legislativului și-a ținut discursul în limba engleză. Referendumul prin care ungurii trebuiau să decidă dacă acceptă sau nu cotele de imigranți impuse de Uniunea Europeană nu va fi validat din cauza participării reduse la vot. Prezența a fost sub pragul de 50%. Cei care au mers la scrutin însă au respins masiv relocarea refugiaților în cadrul UE. Peste 98% dintre maghiari au votat împotriva cotelor obligatorii de refugiați. Laureații premiului Nobel pentru medicină vor fi astăzi anunțați în cadrul unei conferințe susținute în capitala Suediei. Distincția însă lasă mult loc de speculații, deoarece lista candidaților rămâne secretă cel puțin 50 de ani. Singurul lucru cert este că în acest an sunt 273 de persoane nominalizate. Anul trecut, premiul Nobel pentru medicină a avut 3 laureați. Dacă ați fost martor unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagine în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.